Producem tot mai multe deșeuri, însă reciclăm o cantitate infimă. Majoritatea acestora ajung la gropile de gunoi, poluând ulterior solul, apa și aerul. Potrivit unor aproximări anual în Republica Moldova, sunt generate circa 10.000 de tone de deșeuri electrice și electronice. Fie că vorbim despre un simplu aparat de prăjit pâinea sau un computer, acestea conțin metale grele sau gaze periculoase care ne pot predispune la afecțiuni grave. Se reciclează o cantitate foarte mică de deșeuri de echipamente electrice și electronice. În mare parte le ajung la groapa de gunoi. În satele noastre, da, și nu doar în sate, și în orașe, la fiecare intrare în sate avem câte o groapă de gunoi. Încă cetățenii noștri nu conștientizează pericolul. Echipamentele care sunt transmise cel mai des spre reciclare sunt frigiderele, mașinile de spălat, televizoarele, aspiratoarele sau telefoanele mobile. Deșeurile sunt colectate, sortate pe diferite categorii, ulterior ambalate și pregătite pentru export. Lunar putem să ne cadrăm în jur de 10 tone. Până la finele anului ne-am propus ca să avem cel puțin 60-70 puncte de colectare. În Republica Moldova activează în prezent 4 sisteme autorizate de colectare a deșeurilor electrice și electronice. Agenția de Mediu eliberează acte permisive, monitorizează atingerea țintelor de colectare. Este o problemă cu care ne confruntăm în prezent și ne vom confrunta și în viitor. De la an la an este tot mai mult. Potrivit datelor Agenției de Mediu, în anul 2020 au fost colectate peste 24.000 de tone de deșeuri electrice și electronice, iar în 2021 peste 120.000 de tone.